Din don, din don se deschide poarta. Căruțele moderne. Au fost la târg. Au fost la târg. Masca. Da, până aer liber deja e fără mască, legea spune. Aer liber fără mască? Da, da. Gata, tot normal. Ești și mă fotografie ce fac? Da, și-ți fac. E, nu fac, nu știu ce. Cum e de lucru să duc eu liber? S-o duc, dar de alegeri și ziceți. Și? Alegeri. Alegeri. Eu am zis de șteț, șteți buni. Șteți. Deci eu am mărit-o, chiar și cu Uniunea Europeană, am mărit-o, ca câți ani, am și eu ani de zile. Și pensia mai multă tare, frumos, e jur de tăcere. Așa e? Și da? Rămânem, spui și cum și sănătoși, și conduc înainte, și spânească ei, cât? Și trăiască cu mie azile, care mi-o de nouă. Foarte corect. Înseamnă da, că pe 11 iulie fugărim. Ar trebui. Mulți ani, domn. Dacă așa, doamna, ne-a spus verdictul de la poartă. Bună dimineață, suntem la Sângerei, Rădeni, dar matale și ești, șef la piață. Da, da, da. Un fel. Un fel, așa, da. Abstrângi bani, se poate intrați sau nu? Plătește vama și da. Cât e? Cât mai mult, cât mai bine. O lucră la mamă. Și mai sănătos și. O lucră la mamă, doamne. Da. Eu! Numai poliția în timpul lui Voroni, când vede camera, fuge în toate părțile. Dacă vă uitați pe internet, deja știți. Noi vorbim cu oamenii, ca și noi. Foarte mult vă urmăresc. Pentru că mulți își aduc aminte de oameni doar în campanie, vin cu teancu de ziare și votați-ne, suntem fantastici. Dar noi tot anul împrejur vorbim cu oamenii. Cum e la Rădoaia? Vin din mai mulți sați. Dar nu sunteți din Rădoaia. Rădoaia. De aici. Știți de alegeri? Știm. Vă duci? Nu mai decât. Cum așa zice? Neapărat. Neapărat, da. Ce mesaj aveți pentru cei care conduc Republica? Amu? Dar n-am cuvinte. Pentru noi și nu? Nu. Nu-s cuvinte. Nu-s cuvinte. Nu-s cuvinte. Nu. Pur și simplu... imposibil de zis ceva. De atâta da. Și noi vrem schimbare. Sperăm. Înseamnă că fiu 11. Cu toți. Sperăm. Sincer, vă spun, când mă uit pe internet, când mai ascult... Ați văzut ce băieți. Sunt în echipă, sunt băieți. Și încă una. Știți, parcă îmi pare că așa am o nădejde, da. Că ia, totuși ați și o schimbare. Ați și o schimbare, ați și o schimbare. Și când mai vezi, când mai crești bătrânii ăștia care i-au cumpărat, care i-au cumpărat cu o felă de cloc, cum zici, știi? M-a scuzat, îți fie că dispoziția dintr-o dată, îți pare că nu mai câștigă. Dar sperăm tot. Sperăm. Doamne ajută. Cât e zmeura? 30, 30, da? Bună dimineața! Bună dimineața! E bravo! Numai la misiune trebuie și... Cum? Ca bandiță? Nu. Lins pe cap în sacou? Ați văzut ce eu spus? Da, deci eu cum eram asara și Samu? Tot în aceeași cămin. Da, da, mai... Cum? Mie mai stimează când vorbești, mai că curățel. Mai liniștit. Dar cât poți și liniștit în viața asta când ai de-a face cu bandiții? Nu, nu. Crezi că a schimbat de ceva? N-a da. Nu credeți că schimbăm? Nu scăpăm? Moldova foarte miticuț. Și puteți legați unul cu altul. Sunt legat, da. Și asta înseamnă că pe 11 nu... Asta rămâie tot așa. Tot așa? Oamenii sunt disperați, n-au să participe. De ce spuneți că n-a să schimbăm? N-a să spunească nimic. Știi, așa a spus și Dodon la alegerile la, care vă fac. Eu a spus baba la Etulie pe ouă că ai, o să devină președinte. Și ați văzut că nu. Poporul totuși aleacă deschide ochii și văd situația de la noi din țară. De ce n-ați unit în Cumaia Sanders să faci cu unit? Păi nu poți să te unești. Nu, nu ești. Nu gândi. Stai să-ți, domnul, ce trebuia să întâmple? Spuneți că noi pentru asta venim, să vorbim.
Hai, lăsăm, când mă duc, am lăsat marca. Aici, dar poate spus două lucruri și când au să discutăm, gata, a venit. Știți, când ați schimb în țară, toate este. Când? Când ați și muniță așa, e drujnă. Ia ca asta, ia ca nu tu, ia ca așa, îmi las cu ochii, cu deștiu unul ochi la altul. La șine. Nu-i frumos așa. Vă conduceți țara și că conduc țara, ei trebuie să dea, ca cum părintele da. Este până acasă și dă la copiii educație și exemplu bun, apoi trebuie să dea și țara. Dar nu-i frumos așa, uite care îmi plânge sufletul, se par cu oameni conștienți, oameni învățați, dar nu fac corect. Nu nu-i corect. Și trebuie la o țară și mitică te partide. Atâta stădălaie, atâta ură. Dacă și numai un partid, ar și mai gine? Ar și mai gine. De 1000 de ori. Nu odată, dar de 1000 de ori. Trebuie... În America sunt două partide. În America. Cum era Uniunii Sovietică, așa de mare. Ca Uniunea Sovietică, și condușea, da? Măi. Și Stalin și Pojezni, sau Lenin. Eram și în țara asta, rușini, măi. Toți suntem ca când oamenii educați, dar nu arată nimeni nicio educație. Noi? Latinul. Apoi este sau nu? Nu. Este. Al cheamă Voronin. A plas îngerei, dar cum? Al așteptați pe Voronin? Ești frumos. Eu nu știu că eu nu sunt... Dacă eu nu mă pusem un lucru. Care? Aici puterești s-a unit cu... Arată-l pe unul care nu-l frate. Cu comuniști, da? Da. Oameni ce știți că nu se unească. Da, se unească. Nu se unească. Nu se unească. Nu se unească. Nu se unească. Europene. E că este, da, Sandu... Mai mulți sunt. Cine mai știe? Schimbare și schimbare, dar văd că nu e nicio schimbare. Democrația e acasă, domnul Vasile Costiuc. Ia n-a văzut aici. Stai să vorbim cu oameni. Ce ne fac, măi, băie, democrația? Dar noi vorbim. Ca și mama ce care congresul. Abspune. Băi, Nicolae Vârsta la piemție. Asta vreți? Da, sunt nici igiene, nouă aici bătrâni. N-avem autobuz în sat. Un sat așa mare la Sigireanu, fiecare ceas este autobuz. Dar noi parcă suntem înapoiat, uite. Ce da. Înseamnă asta? Autobuz, nu? Da, da, un bunic se duc cu la un nepoțel, ori... Ei, da, se duc, zic, stați cu baba asta pe drumul. N-ai cu ce te duci. N-ai, un sat așa de mare, chiar e o rușine mare. Șnăul mai era regulat, vine, înțeleg. Șnăul. Mașina, știu, Olega, știi că sunt alegeri? Știu, mamoni. Da. Se eleagă tata de sus. Da, puteți o dată. Puteți o dată se eleagă, iau la duca. Că mi-i ziceu la... Că m-am deranjat de tot. Când ziceu de Chișinău, ce să facem noi cu copiii? Când avem șiniță, ne trebuie neancă. Dar ce facem noi când ne ducem cu desaga în spate ulciorul cu borș, mai liguță în desagă, copilul altul desagă și pe jos la câmp. La câmp. În astea și-o ajung să mă știu. Trăiesc bine. Dar de una chiar vreau să pun întrebare. Este ajungă acolo în Parlament? Da. Da, ia că vreau, deși la un pensionier e pensia de 1000 de lei, până lasă-o și pe 2000. De fapt, e scump, lunina e scump, tătă luna scumpesc, să learcă și benzină, tătă este. Și să lucrezi pământul. Când ajungi să vinzi tu cu 3 copii și să schimbi unul cu altul, să supraviețuiești de la o lună până la altul. Dar de ce ești cu un salariu atâta cât le trebuie lor? De ce? Cât cu oamenii așa votează. De ce mănâncă restoranul în abia de 1500 de lei, dar până ai cumpăra o pâine la casă. Bună, e logica. Dar de cine trebuie atâtea partide? A partide și inovate sau salarii? Viața asta e scurt. Să aibă leafă ei. Da? Dar ce nu au ei leafa noastră, unui pensionist să o aibă. Dar nu atâtea mici și milioane. Pentru ce? Să gândesc că cum zice Ion Ciobanu, îți cunoaște de când a intrat. Îl iubesc, îi transmis că îl iubesc. Ion Ciobanu. Ciobanu face lucru. Iertat că s-a lucrat cu nouă grei, s-a făcut. La fel și... Dar Batale, când ai fost ultima dată în Chișinău? În Chișinău? Mămoni, a uitat! Noi de televizor vedem toate alea. Și ați văzut că Vaina Ciobanu lucrează ghine, da? Da, lucrează! Foarte, și îi place, și îi place! E omanos, e omanos! Muca Maia Sandu! Oho, Muca Maia Sandu, da? Nu e normal pentru o femeie și în condus. Nu e normal pentru o femeie. Femeia trebuie să scate de gospodărie, să spele scurt casa, dar bărbatul conduce. Da? Așa a lăsat Dumnezeu. Și femeia nu trebuie să conducă. Nu știu, unde nu duci femeia acolo, nu-i spune. Și văd... Ca pe urmă, e începe a zvârli. Dar și eu început deodată a zvârli. Fără să conduce. Da, da, da. Da, o-n dracu. Da,
Шора зробити. Шор, да? Шор, шор і бун. Шор, що до бан, що воронян із бун. Бун. З бун. Ні, так, ти на осуті, ні, так. Шор до дон. Да. До дон, воронян. Шо шор, да? Да. Да, і да. Хуліган десь, кари крескус ку манка. Ку манка. Кари, да. Шо, 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 мулц. Мулц сенатор дял у шор, да? Da, cum? Iau magazin așa ne deschide. Așa îți vei deschide magazin, da? Ia lui, da? Da. Și de asta au susținut ușor. Dar el unii. Dar nu vă afectează că el a furat banca de economie. Nu a mai furat. Nu a furat. Aici este mai mult fură. Care aici ești? Mai mult da, ești la care? Care? Sunteți. De ce sunteți aici? Da, și mai e de ce nu fură. Nu sunteți plătiți ca da, pe noi ne plătești ușor. Foarte drept. Ne plătești pe noi să vin să vă întreb. Apoi n-am înțeles, e Guinness fur sau nu Guinness fur? E Guinness! Și cinstit putea să lucrezi. Da. Ați zis cu românii? Da, nu, nu vreau românii. Și românii nu vrem. Da, și românii. Da? Da, românii înainte când a fost. A plua lumea la concentrare când primăvara. La concentrare, da? Auzi, da. Și a plua toamna și rămâne femeile cu un hectar de pământ. Și lucrau singurele, dar da. Oamenii lua și cei la români. Așa au fost, da? Da, așa au fost. Când au fost români, ne aduceai tubă la casă da. Și ne lua păretarele de pe părete și ne împlinea. Dar vă sunteți multe aici din brigadă. E, mă talezi vii la un loc mai așa, apuca albinele pe urmă. Sunteți multe, da? Sunt multe și toate sfetre. De ce o vând calea ferată, de ce de-am vreo un episod? Giurgiulești. Dar știi de Giurgiulești? Da, cum? Mai dar știi cine a furat greu? Cine a furat greu? Că fiecare... Românii, da? Românii. Are atâtea toate, da, care are și gata. Aha, e bun. Dar la ce televizoare vă uitați? La ce televizoare? La toate canalele. La toate. La toate. La da? E clar. E clar. Când nu vezi Sanda, dar cine-i Sanda? În handale. Să dea ei pensie cum trebuie, cum da voroane, de 20% la... Și vârsta... Da, e o dat 3 lei și 80 de cătări, de tot râsul. Nu-i trebuie să apia... Sanda o dat 3 lei 80. Dar cine o dat? Dodon o dat 3 lei 80. Nu, la eu care. Dodon de mare, dar nu au sfântenii o dat mie. Vă dat. Trebuie cu Dodon, dar și dați trebuie cu Dodon, dar și Sanda nu-i vinovată nicăi? Întreb și eu întreb, vorbim despre politică, despre... Apsi... Te-ți scuncești, te-ți scuncești. Și cine ești novac scuncești? Te-ți bandit. Te-ți bandit. Dar am fost la putere, poți mereu, de ce l-a apar în timp de 3 luni de zile? Nu știu. A, mă, doamne, dar asta rotul știe. Dar e dacă prezidentul nu controlează prețul lui, prețurile. Și aici la piață, fiecare cum vrea să vinde. Auzi, era Carcușa, Siliușa și aici. Și șor, și șor. Nu șor. Cum nu șor? Filip, jumătate prilip, ăsta ea. Cangă, grăie, tot, chirtoacă. Câți ani au fost chirtoacă în Chișinău? Lui nu-i rușine. Mai scurt, pe data de 11 și rămân bolșevici și mai departe. Vă plac. Băi, lasă ei bolșevici, da, băi. Au fost ghine. Au fost ghine. Și au fost ghine când au fost Soiuzul, tăt. Da. Moșii onorat și unirea. Ia că ce fost ghine. Eu, am înțeles. Dar avea mai puțin în strache. Dar l-a așteptat pușor să vină de la Israel. Băi, lasă-l să vie, că el ați vie pe nouri. Pe nouri. Așa e, pe nouri a să vină. Mă tale ai înțeles. Eu știu. Eu urmăresc în pădurile și cum am văzut tăt, eu urmăresc tăt. Și ne ajută dacă le urmăresc, să vedeți că l-așteaptă să vină călare pe nouri pușor. Pentru mine eu înțeleg și eu îmi fac concluzia mea, dar care nu înțelege. Dar sunt mulți fanați. Fiecare spune că mă ta ești plătit, mă ta de-o pe el de zi și mă așa. Poți plătești pe cineva, pentru că mă ta ești președintele partidului. Da, eu... Da, doamne. Dar eu nu, ei grăiesc aici care mâini pe mâini să trec din viață și fac pentru aceștia care... Da, i-au zis, mă, tale singură i-au zis. Eu știu, eu știu. Te doare capul. Eu... Dar și trebuie să dăie Maia, că Maia e președinte, este guvern, da, este parlament. Da, a putem spandocă? Ea n-asculte, ca să grăiești, trebuie să știi politica. Da. Înțelegi? Uite la mine. E ca să deie, ei trebuie să aibă guvern și trebuie să aibă parlament. Ei trebuie să aibă echipă. Dar ei, vedeți că mutăcele spunchești își dau la Maia. Tăți spunchești de la Maia. Dar de ce primarie? Cine controlează la noi? Primarie controlează? Ea n-a spus. Uite la mine. Nu faci ei nici tătii
Am legile, trebuie să faci parlamentul. Noi trebuie să votăm parlamentul ca să facă legi. Dar dacă așa e parlamentul și a susții pe dânsa, ați facă, dar dacă nu a susții parlamentul, eu nu fac nimic. Vezi chiar că chiotea Liușa spune că greul l-a furat românii. De ce l-a furat românii? L-a furat ministrul agriculturii, nu românii. Corect, de domn Șor l-a furat. Eu mă uit și eu mă uit emisiunile în direct. Eu nu mă uit emisiunile care fac care cu montaj. Eu mă uit direct emisiunile și eu înțeleg. Dar eu atât am înțeles, că nu a ales-o, ei nu a avut pe nimeni în vedere, nu a chemat la să șadă la masă la convorbire cu dânsă, ei nu, pe ea nu, pe ea nu, face secret, cu două femei că le-au ales așa. Dar ei trebuie că nu a intrat, o trebuie și cu unul și cu altul, dinișor. Și pe urmă, după ce e înțelege tăt, e deșteaptă, dar între este mărânțușul ce să înțelege tăi. Stai. O să ajungem la zidea. Trebuie, auzi? Nu, două săptămâni. Și acum ați vă convinge. Ne organizăm, că n-avem dreptul. Pe urmă, după și vedeteața cu doamna. Doamnă, să știți că și mei mari bandiți în țara asta sunt Dodon, cu Voronin, cu Șor și toți ăștia care au falimentat statul. Eu vă spun că eu știu mai bine. Matale... Nu. Nu ești mulțumită. Dar eu n-ascult, dar și nu până am fost la conducere? Da și, până la Dodon nu mai fost. Voronin nu a fost până la doamnă. Doamna a fost ministru economiei. Voronin e fiorul. N-avea atribuții. Cu Maia n-are amul, așa n-avea atribuții. Dar ce spui că Maia n-are? Stimate, doamne! Dorniți duminică acasă, dar nu votați, dragi ăștia, vă rog foarte mult. Că ăștia ne-au falimentat statul ăsta, am rămas de râsul lumii. Da, și noastră rămâne mai departe, încă mai de râs. Încă mai de râs. Așa a venit vremea. La vreme. Reșeia mergem. Hai. Dar mi drag mata cum vorbești. Mă dar votez pe Șor. La mine. Mai gine dă-ne un om la deal la Brășeni. Dă un om la deal. Sunt prășească mai soacele mai. Da, mai lumea asta. Dar păi, îți dau numărul. Îți dau numărul lui Dodon, că el e zdrav, n-am unul ei. Da, Dodon, da, alu Șor și azi vin și azi prășas. Dar știi că ești mă dar Dodon, de Șor. Dar dacă am înțeles că sunt mulți fanați aici. Hai să vorbesc cu oamenii. Mai vezi la televizor. Gata. Nu ești. Da. Cu locul, dar au văzut cineva și are el în culioc și ăla nu a văzut nimic bani, dar trebuie. Nu lua, da? Dar și-o luat aia. Dar cine a văzut în culioc și avea el? Nu a văzut nimic. Poate avea brânză în culioc. Asta Dodon, de Dodon vorbiți, de Dodon, da? Și ați văzut la televizor cum a luat culioc. Am văzut, dar nu credeți. Deci au fost chiar bani acolo mai. Nu văzut nimeni și era în pachet. Și au văzut cineva că avea bani. Și Matalea crezi, Dodon, că el... Măi, dar e tot fură, măi, pușor, măi. Nu, dar, iată, doamna spune că în culioc era brânză, era făină din mac... Eu și era, dar nu au văzut nimeni și era. Dar nu erau bani. Nu era, cred. Nu credeți, poate și bun culioc de bani. Și era în culioc, pur și simplu, la lunia de adieti între noi. Și Dodon e bun băie, dar înseamnă că trebuie să rămână. Stăți bun, măi, pentru dar. Dacă oamenii nici nu cred. Băi, ăsta e sfânt, trebuie să-l punem la icoane. Doamne ajut. Hai că am început o piață cu stângul. Nu mai vindem nică, nu mai cumpărăm nică aici. Da. Dar și stați cu mască, în aerul liber e fără mască, obligatoriu, doar în spațiile închise. Poliția știi filmează, știi fotografiază. Și spune amendă. Spune amendă. Te arată, te duci și îți faci protocoale. Păi dar au zis că în aerul liber legea spune că nu mai îmbli cu mască, așa spune. Noi mai din ne păzim, că ne temem amul de umbra noastră, ne temem. Cu legile lor. Fiecare cu legile lor. Unul s-o scula dimineața și s-o pus o lege, altul scoală și pune altul lege. Și datării 11 și știți că sunt alegeri? Știm, sunt alegeri, dar nu știi care să vă alegi, că stăți bun. O descurajat lumea asta, tot o descurajat-o și lumea nu știe de în cine se creadă. Nu știe în ce se creadă. Am văzut că o parte din sătenii dumneavoastră îl venerează pe Șor, bat mătâni. Lasă-i să bată, ești pentru Șor. Așa e catastrofă. Și zice că românii au furat grâu, în culioc era brânză când Dodon lua bani. Așa, oricare crimă poate fi îndreptățită. Ne-am pus mâinile în cap. Nu știu, n-am văzut pe nimeni. N-ai văzut. N-am văzut, dar orice caz furătăți în toate părțile și omul este de la sat, acum mă muncește ea câtă cu munca asta rămâne. Schinuie că să facă o capetă să ai trăie. Dar ei au milioane.
7 milioane. Cine? Renata Usatăi. Da? Da, treabă tot nu faci nimic. Treabă nu faci, da, de greiești, greiești. Dar românii, văpșe n-o să fac treabă. Clar, încă un punct de vedere foarte puternic. Matale, poți să stai aici cu brânza încă da, două. Dar poți șeți, că nimeni nu-l interesează că tu muncești și rânești la baligă. Numai cu baligă rămâi. Ia ca și facem noi. Dacă rămâne Dodon, ați vă fure și baligă, că nu-i trebuie. Frumos, vă dați într-o parte, noi trebuie hai să... Hai la lapte, hai la lapte, a să vină, a să vină, am uși cumpărăm și mâine. Hai, poftim, cumpărați. Trebuie să negociem, cât costă laptele? Cât costă? Venim și numai ascultăm reclame cu... Noi reclamă nu v-am adus, noi întrebăm cu oameni. Interacționăm, să întrebăm cum trăiesc. Asta, o lume încolo, e multă mama suflet aici înainte la masă și interacționăm. Ai 20 secunde, chiar dumneavoastră sunteți așa de... 20 secunde nu s-a întâmplat nimic. Că vă văd mai mulți oameni. O... Ia uite. Maculatura. N-avem. Nici o gazetă. Nu, stai să nu-ți gazetă. Eu și caș de brânză. Bunica e supărată rău de tot. Iată așa. Cine? Da păi... Cine îți duce usată în Rusia? Ia-mi spune. Îl așteaptă acolo. Îl așteaptă sau nu? Da, ca și votez cine. La piscine. Stați tu! Comuniști să voteze, că tot a fost comunist, nu era tăier la asta. A putea lucrau cum... Lucrau lumea, lucrau tăți, că aveau tăți, dar măi, ce faci? Da, nu știa cum vă urmezi, dar lăsuiți în sapă. Da, că deci le pun la cale și... Da. Și îmblăcă cu dolobă. Îmblăcă cu dolobă. A putea... Două secunde. Comuniști, da? Dar pe ei acum nu sunt comuniști, sunt socialiști. Comuniștii, așa care duceau de la tăi și nu luau la... Care duceau, da? Așa care duceau de la casă, duceau tătă și făceau. Erau comuniști și știți. Dar voi știți și comunist. Apăsamul că e gine și comunist. Păi voi, comunist e om și știți, dar găsești un comunist. Și tăți spori că ești comunist, nu-s comunist. Ia-mi spune, cât îți fac la gelde? Dar tu cum ești, consumanist? Nu sunt consumanist. Ia-mi spune, ce lucrezi, doi, cine vrea să lucreze la mâine cu 4 lei laptele de la stat? Comuniști. Da, voi? În Europa, bă, să acolo, nimeni nu trebuie. Pe cine vaca, oi? Apsi. Pe cine o vacă? Să vă spuneți. Da, e cea mușa să dea la chipărul, știi? Da. Nu, dar, păi... Eu vă întreb niște lucruri și dumneavoastră mă învinuiți pe mine, că eu, de fapt, cumpăr laptele cu 4 lei. Comuniști. Întreb, ce înseamnă comunist? 24 de lei. Ia-ți furat la comunist. Un miliard. O sac de popșoi nu puteai fura, băi. Faci ne cum că era colhoz și era tot sătă. Era, bărea, tăți lucrau. Tăți luau, tăți mâncau, tăți... Am o tăți vreau în parlament. Ia unde, care nu vrea în parlament? Exact. Vrem parlament. Dar ce nu lucrează și în parlament? Vrem încă 2 lei. Dar cunoașteți că nu lucrează? 24. Eu cunoaște, foarte 24. Bine. Am fost împreună undeva. Da. Tot o să fie bine. Până scăpăm de răi asta, da? Pe urmă. Ce e de răi? Mai spus fiorat că scăpăm de răi. Mai spus păi ești tot... Eu am fost într-o brigadă. Valerie Matei, când am venit aici, au spus hai, scăpăm de răi. Hai tu lucrează și nu îmi lac. Hai. A să prăbușească comunismul din cauza voastră. Poliția a venit să distribuie și gazete. Regulamentul ne ordine public. Da. Irene. Ea e liber, e deschis, domnul. Legea spune clar. Ori nu, legea la Rătoaia nu e lege. Nu suntem vaccinați. Să-i piață, domnul. Nu știu că suntem vaccinați. Aici, în piața asta, să pui mască, să nu pui mască, nu te ajută la nimic. Eu de acord, dar... Aici bântul e o șumă catastrofală. Trebuie să ne... Aici și șumă am găsit, aici nu te ajută nici masca, nici... Nu mai e așa. Cine mai este? Zmeura. O. Calendariu cu Sfântul Petru.
Nu, Sfântul Renat. Sfântul Renat. E frumos, da? Da, și tare mare echipa. Lasă mă, dar nu-i spune nici ce știu mă ta. Da, de unde știu? Nu știu, mă ta vrei cu românii spune. A. Deja, bă, zic. Românii, țara lor, nu-i mai. Să vedem, măcar unul ați găsim. Măcar unul care nu se uit la NTV. A. Eu vreau să mă uit, măcar unul este în Rădoaia care nu se uit la NTV și la... Mă uit fiecare misiune. Fiecare, iată, de la ora 6, până seara, până târziu, mă uit. Sunt în momente foarte bune, vorbești frumos, dar sunt mai ca ieri, nu pot fi deloc. Mă doare cap, eu de când am venit mă doare capul în șapte. Dar ce-i curiniță nu-mi pași? Dar cum nu-mi pași? Da, nu-mi pași, nici curiniță. Ba da, noi mai mult am putea să vă spunem, dar și am văzut azi la Rădoaia, mă sperie. Dacă... Păi și-i raiul bandiților. Am întreabă de unire. Întreabă de unire și lumea să răspundă. Așa? Da. Deodată. Păi dacă aici înflorește usate cu șorș cu dodon, nu, nu mai este. Ba da, 100 de oameni am grăit. Ascultă, Vasile, nu. Ia uite, ia uite. Milioane, milioane. Milioane, corect. Milioane. Corect. Milioane și n-ai cu cine vorbim. E catastrofă. Nu faci nimic. Nu faci nimic. Iată, eu, când ai vorbitor de limba ucraineană, e ucrainean. Iată viața între părinții de... Dar eu mă estimez. Mulți ani. Mulți ani. Sper. Da. Pe 11... Da. Sper pe 11 să fim mai mulți. Azi și în Parlament așa. Nu? Nu. Nu se schimbă. Da, și așa și. O vine roșie. O pune noi mâna. Și spuneți mâna. Și vot. Și vot. Dar mă tare înțelegi că ăștia au falimentat statul și Voronin și Dodon și Șor, au furat băncile. 35 cu 10, 45. Și mă tare zici că ei se votez cu comunismul. Și noi nu putem să ieșim din comunismul ăsta de... Apoi nu puteți ieși, că nu puteți să faci nici așa, evați în supapucul ăla. Vasile, dar mușinii nu ne ține, nu tot rușii au armată de ocupație. Tu așa și s-au spus înainte, că dacă aș intre moldovan la conduci, cel mai mare bardac. Da? Pe care nu ești conduc, te-ți moldovenii conduc, și fac între de să mănânc ca fel. Uite, vezi? Răzvii rușii. Cât partide sunt mai? Ce nu-ți două la vot și eu? Care aș câștige, dă-i conduc. Și nu dispus așa, da? Spus așa, da, te votăm, tot poporul. O an jumătate nu faci nici pe crazne ploșii și spânzurăm noi. Ei, dar noi nu avem crazne ploșii. Yes, yes, pentru voi yes. Dacă cum trebuie de făcut. Și acum, pe 11, populația și zice, schimbă cu conducerea lui Dodon Șor sau o rămâne? Nu știi care știi, Dumnezeu știe care. Dar oamenii la Rădoaia și zic. Oamenii să votez cu socialiști. Socialiști, da? Da, așa e vorba. Așa e vorba, așa vorbesc cu oamenii între dâși. Da, da, da. Și pe dâși nu-i afectează că ăștia au furat grâu, că ăștia au devalizat statul ăsta. Oamenii nu înțeleg pensiile, nu-ți plătesc pentru că ăștia nu fac nimic. Ori nu se ajunge informația. Vei. Eu întreb serios, să vorbim. Dar nu mai trebuie nici înțelege. Voronul a luat-o de la zero și tot a făcut pentru lume, dar și l-ați nu făcut nici. Și n-ați facă. Și n-ați facă. Vezi mai așa, de cum zice? Pune cel 30% care se vede. Ce fuge de lume. O pus mâna pe ei, s-a dus în Europa și o pus acolo și votează. Pii și cu deasele să voteze moldovenii. Te cam iar s-a dus în capulte. Am înțeles. Da, politic. Politica o distrus sara tata. O distrus. Dar mai lucrăm dacă o prindem. Ce nu s-a gândit? Dar noi sfășeam. Și sfășeam noi. O bătut teatra, nimeni nu se bat capul, o distrus casă, o distrus. Dar ei se intre la conducere și furi. Dar cei care de 30 de ani sunt în Parlament nu vă deranjează? Nu te deranjează. Vor ori notat și pensii, o mărit bine, șofor și bine. Am uia cine, nu faci nici. Maia Sandra mai să-ți bat că cu Europa și aia asta, pensia să pui pensionier la 65 de ani, când el moare la 60 de ani. Unii au acel 30% care au spus el, e fugit de lume, nu vrea să iei interviu. Dar că...
La americani vrei, da? Da, dacă se unesc cu România, știi că cum ai unii două cârduri de gâște mahal să mănâncă, dacă ne unim cu România, noi deschidem război cu dânsi. Da? Noi suntem moldoveni, dar nu dar și români. Dar cine să, cu două babi să faci război? Nu, vine, nu, e vedet cu cine. Da? Da, să vii română să mă conduc aici, că eu nu pot conduce. Mi-i conduci și șor. Da? Ce mai omul ăsta e mai bai? Hai, zi, zi. Și mă, tati, închești cu ce de șor. Dacă nici nu-mi place dâns. Nu tot mai îmi place, dar ce să-i faci? Dar cum să te închești de ăștia, o fura banca, șor o fura banca de economie. Dar dacă o fura banii așa la bani, haide să faci cu banii în coasă, noi, mă, da? Mă, și tot mai departe. Dar te închei și de șor, de salari, de salari. De Dodon și de Voronin. De tot la închei de casă. Dar comuniști era dintre atunci. Când era rușe, tot lumea trăie. Era și săpun, era pe acelea magazine. Dar și amun ai săpun, iau, da, ai de calon, ai săpun. Am ia benzina, e scump, și iar ca scump, n-am, nici tot e scump. Și pensia am eu. Am zis la pensie la 570 de lei, dar fiata așa mi-a spus, chioche, mă tai, cata, în cealaltă criză. Și mi-a pensia mă țăcă. Dar în cap 40 de ani în colhoz. Dar așa zic că nu pot, fiindcă a rămas vadana. Da, și băiatul meu mări și omul meu mări, dar ce-ți fac? Da, ia că dacă al vădați cu David Dodon, asta aduc o înire. Dar nu vreau eu înire, eu azi sunt de înire, la lasă mă aduc. Nu mai vreau înire. Gata, mătura și mătura astăzi. Te-am văzut la televizor, tare ești bun, grăiești frumos. Catastrof. Vezi, mai vorbim cu cineva dacă mai găsim, dacă nu, media pe țară, temperatura e tare mare aici la Rădoaia. Nici nu întreb. De socialism, că aici dacă îți zici ceva, poți să te bată încă. Dacă îți zici ceva de șor, de socialist, e catastrofă. A, dar este piață încă încolo, mai sunt haine. Asta e producția agroalimentară, cineva coași pâine. Pensionari, pensia e puțină, nu ne ajunge, ne chinuim. Cine e vinovat cu pensia mică? Da, cine e vinovat? Aici care au buzunarele pline. A noi, e că muncim, ștrafuri dăm. Ștrafuri? Dar cine pune ștrafuri? Cine? Dacă o să spune. Amendă, ștrafuri. Amendă, nu ați alții și ștraf, că noi grăim în toate limbile, noi suntem poligloți, o dracu. Dar și moldovenii n-au bani să plătească ștrafuri? Ei, n-avea. Avem, foarte mult avem. 800 de lei piața lucrează, muncesc. Mă spălai la ora 5 dimineața, la 3, când îți machină așa, 800 de lei. Da. Așa e viața. Apoi, dar pe 11 iulie, ce facem? Schimbăm conducerea țării sau rămâne tot așa? Împușcat stați. Gata. Aia stați de acord. Și neamurile care s-au dus la prază. Nu prea are cine să-i împuște. Doamne ajută, frate. Ce să facem? Trebuie să schimbați ceva și La cum noi ne ținem de cuvânt moldovenii, au să conducă. Bună ziua! Sunteți un producător de aici de uneori? Eu nu sunt producător, eu sunt vânzător. Nu coși? Dar unde sunt coși? Sunt gerei. Sunt gerei. Svetlana Garbuz. Svetlana Garbuz. Șefa, da. Bravo, producția o termin cu leac. Cumpărăm e și noi dimineața. Azi e slab. Totul e dat la deal, e la prășeță. E la prășeță, mă. La prășeță, dar pâine îmi trebuie într-o fiecare zi. Da, pâine trebuie în fiecare zi, drept. Așa, vreau să vorbim cu doamna. Ne lăsați contactul doamnei să întrebăm cum se descurcă. S-a scumpit făina, s-a scumpit tot. Cum coașe, cum... Și uleiul și făina. Dar cum coașe, așa? Păi da, dacă s-a scumpit, nu poți să ridici prețul la pâine, că nu mai poți vinde. Și atunci intră în faliment, treptat. Așa e. Așa e, eu nu știu, doamna, eu sunt vânzător, așa. Mă tare ești de la Rădoaia, de aici, da? Eu sunt rădoian, dar trăiesc în Sângerii. Eu sunt rădoian și dumneavoastră tot e rădoian. Legea spune că în aerul liber poți să fii fără mască, am doar în spații închis. Am și dar mai iertat. Pentru că sunt măgari. Sunt măgari. Sunt măgari. Da. Deja ești de pe lucru. Da, numărul ăsta, 2000 de lei a pus ștraf. Pentru... Și nu era nimeni lângă masă, numai el încărca mașina. Și a pus 2000 de lei ștraf. Că nu-i mască. Mai om bun, nu-i nimeni lângă mașina mea. 2000 de lei. 2000 de lei. Și-a plătit 1000 de lei. Are 800 de lei pensia. O plătit 1000. Da, cum ești de și trebuie să mărți. Mai mult în lume sunt bolnăie. Da, dar e ca timpul. Drept, ori nu-i drept? Aici te îmbolnăjești numai când auzi câtă lume îl vinerează pe Dodon mai mult. Aici nici măști n-ajută, n-ajută nic. Puneți
Lasă, domnul, ce mai e și planul orar, domnul Sat? Ce ați ne facă de bine? Dar păi el a fost pe aici, a când, lor. Când a fost? Numai și distribui gazete. Dar păi să nu și... Nu v-a adus? O, aici e democrație acasă, Vasile Cuspic. Dar știți, da, îl așteptați pe Usată ca pe mântuitor. Da, da, el așa mai grăiește frumos. Da? Grăiește da. Frumos. L-a întrecut pe tot, domnul. Nu mai face nică, dar asta care partidul, Vasile Cuspic? Da, nu, nu vorbim de partid, cât vorbim despre oamenii noștri, despre greutățile noastre. Ei, om, domnul, nu mai faci nimeni, că nu faci. Nu. Batalii pe os și crezi că schimbăm ceva sau rămâne tot așa? Nu parcă tot așa. Tot așa. Tot așa. Și pentru că se ar și schimbări, dacă ar și schimbare în deputații ăștia. Dar și dacă tot ei rămân la conducere, a să schimbe numai o lipsică așa și n-a să facă nimic. Politic și gata. Pentru narod, așa vrea lumea, așa vrea lumea să se trate, dar vrea lumea și cu schimbare oricare. Păi da, eu cât am vorbit aici la Rădoaie, tot îl așteaptă pe Voronin și pe Șor înapoi. E, fiecare părerele lui are, așa nu poți să le impui cu lumea, că stai cu domnul și grăiești și zici că da, eu ia că l-aș vota la pe Voronin, pe domnul Voronin nu fac cândva în viața lui, nu fac cu. Dar cine știe ce aș fac amu? Că tot vreau și pe schimbări, că mă rog, piesa asta e mitic, ia că mai facem un șer, noi și mai cândva. Când... Da. Muncești. Da, da. Sau... Dar piesa asta e 1000 de lei. Și faci cu 1000 de lei? Plătește lumina, mai e leacuri și cu ce rămâneam? Cu nică. Cu nică. E greu, e greu. Pâine n-ai de mă. Da. Până, de ce eu ia ca asta? De ce eu spun chetii pâine? De ce eu spun chetii? Că au furat o dodon și o dus-o din țară. Da. Îți spun eu. Da, de rezervă de stat. Dar ce spune că mai s-a îndodon? Mai s-a încercat că dodon? Ca care să eu... Eu am fost martor și am fost la Giurgiuleș și am oprit mașinile cu grâu. Și am strigat în gura mare că ăștia fură grâu din țară, din rezerva de stat. Las, dar de ce dar o scunchită cu dus pâine? Pentru că asta e intenționat în campania electorală să arăte că cineva o scunchit grâu și pâinea și din cauza lor trăim rău. Solearcă. Și solearcă, da. Asta e, nu asta știu, e propagandă curată, asta ne spală minte. Nu știu că a fost un an greu. Încă și ne prostesc ăștia. Eu nu știu, la șase iasă nu le spui nimic. Ia că nu știu, nu te duci. Cocel, tu mi stare, barba, și n-ar și unde te duci, te-ți. Ce ați șibă? Cum ați șibă? Dau și niște întrebări, dar... Am și matalea, mă întrebi de alt bandit. Nu tu din scăpăm de tata și vine fșorsul. Da. Sau de fșorsul și vine tata. Și, adică, chiar și de usată. El în băț, și ce-a făcut? Nu a făcut nică. Nu a făcut nică. A fost fugar, a fugit. Am el iar a venit, a văzut că ăsta, placatul cu noi. Și chiar placatul meu ăsta și are și așa-i scos că el... Dar placatul meu a fugit, gata. Așa, să-l prindem, să-i fășim. Dar n-al prinde nimic, că-s prieteni. Și n-ai văzut filmul când Plahotniuc la zoa lui Usată i-al pupu și-al cuprinde ca pe frațul, mai mitel. Și acum aici se spune că el a să-l aducă înapoi. Păi sunt minciuni toate, sunt minciuni. Apoi eu am urmărit așa, a fost o peredaci, când spune că doamna Natalia, asta, Mariana Rață, spune că Usată, domnul Usată, dacă de eu mă duc, îl prind, eu îl fac așa, îi judic așa, de Natalia în bălț. Cât se pus de corupție? Apoi am prins o femeie la vodocanal cu călderi și... Știți ce s-a întâmplat? Eu sunt consilier municipal de Bălți. Pe scurt, el a făcut-o că dânsa în față la Consiliul Municipal Alcagălicică. O demis-o din funcție ca să o pui contabil șef. Si. Tot pe dânsa. Da. A, păi cum asta? La pe iau tine, fanații ăsta care îți trebuie gazet. Am ascultat, transmit, când a fost transmis în spune că noi, dar el și-a făcut, prins cineva... Omul ăsta are niște întrebări față de Usată, da? Da. Întreabă pe noi, zic, iau, sunt oamenii lui Usată, întrebați-i pe dânsul. Știți și vă întrebați el. Nu, dar vă întrebați, ia că omul poate să întrebe. Vă dau o întrebare. De ce domnul Usată, pe cât i-a prins în băl de corupție și i-a pus la punct? Da, a pe cine? Unul, spuneți vă rog. Nu s-a mai marge dacă s-a văzut că a fost o dată parte care treabă. Nu, când a fost cu Natalia, cu Mariana Rața, pe el a spus că a prins o femeie la vodocanalul. A, nu, a prins un consilier de-a lui, dar s-a atafat. Dar când însă când a dat-o afară, e vorba de conducătoarea la canal, a dat afară. Ca piscălună să o pui șeful la servici contabilitate la canal. Nu. E vorba despre dânsa în 2019, tovarășul Usatăi, o dat-o pe conducătoare ap canal, o dat-o afară, numind-o alcoolicică. Ca peste o lună de zi, le s-o restabilească în funcție, numind-o contabil șef la instituție. Păi vă spun eu că sunt consilier municipal. Asta e bine. Da. Pe că vă informăm noi, măcar să știți. Că dacă vă mai întreabă oamenii, să știți, să spuneți.
Pe domnul. Uitați, asta tot costă bani. Păi nu avem ziare, nu avem bani. Nu, dar știți și nici, măcar îți vă dați de istia, dar tot pe gazetă, măcar care are. Da și nu. Da, mai avem cineva, haide să mai vorbim, dacă mai găsim cineva, cu flori, cu nu știu ce, 3, 4, 5, și un brat și ajutor umanitar trimis, așa, să cei care strigă în gura mare, că șor le-au dat, șor le-au adus. Noi nu putem să cumpărăm o haină nouă, noi nu putem nimic să facem, noi suntem la nivelul țărilor africane, e ca așa, pe iarbă, aruncați saci de umanitar, cum spunem noi, și noi cu asta trăim, dar în schimb șorul ne-a făcut, șorul ne-a dat, Odon ne-a dat, Voroni ne-a făcut. Asta e dezastru. Să spui de dezastru, asta înseamnă să nu spui nic. Iată, asta e, ia că așa arată Republica Moldova. E de râs și de plâns. Așa e, bunic. E de râs și de plâns. Noi un halat nou nu poți să cumperi, de la umanitar trebuie să vii. Dar votați, votați, da, votați la fotoliu, cine? Să aibă leafă, să poată fura. Așa? Da, dar noi pensionari am ieșit cu capieși pe căldura asta, de dimineață până noaptea, la sfeclă, am rărit, am prășit, au opintit toane și ne dau odată... Tetiun? Tetiun, odată în... Cum ala... Iar la ne dau leac de bani, ori că nu, că așa lucrai, în colhoză, pe geaba, frate. Și am eu pensia cu 1000 de lei și... Da, ei... Și cine e vinovat, doamne, iată, de pensia asta? Nu, dar pui... Eu nu știu. Te-ți amăgesc că ne dă și nu ne dă nimic. Da? Sanda a spus că 200 să ne dă. Da? Sanda. Aici cu 100, da. Și? Nu, Sanda nu, da. E, da. Încă de, am avut 300 de lei ajutor și dintr-o șenie, îmi tai două luni de rând, îmi tai. Da, și compensația tot mi-o tăie tot. Tot tăiet. Dar cum? Mi-au adunat da. 42 de lei, pensia, da. La mie asta. Dar știți că pensia o dă guvernul. Și seara când, asta, când m-am dus să iau de ajutor social, a pus 75 de lei, mi-au tăiet. Mi-au adunat 42 și luna asta iar 50 de lei. Dar cum iese? Dar știți că guvernul face lucrul ăsta, guvernul lui Dodon. Nu știu. Guvernul lui Dodon. Dodon conduce cu guvernul și cu parlamentul majoritatea. Amu sunt alegeri parlamentare ca să schimbăm parlamentul. De fapt, parlamentul decide cât pensii dă, cât e. Președintele țării dă flori, să duci pe psihotare și vine înapoi. Înțelegi? Și vă duce lumea, pe dumneavoastră vă duce în eroarea ca șor care a furat și acum a adus umanitar și vă dă umanitar că mai ieftin. Aștia ne-au sărit și cu totul, bunic. Înțelegi? Mă tale toată viața a lucrat ca ăștia să vă fure bani. Toată viața am lucrat. Da, cu 1200 de pensi. Nu, da, și la jos și e și Sanda, n-am să facă nici Sanda, nici că acum nu pot tăi de nici. Că-s corupție da. Mare. Că ei de-a mungat, ei s-o... De-a mâșoatcă. Da. Apoi pe 11 iulie îi schimbăm pe ăștia, pe Dodon și pe Șor, îi schimbăm? Sau nu? Da, sau rămân tot ei? Dar nu-i votez nici pe unul. Da. Că știu că n-ar să fac treabă nimeni, lasă măcar. Așa e bunic. Eu zic să dați șansa unei generații tinere care să se manifeste în politică. Nu mai gândi nici. Vă mai gândiți, da? Dar la ce televizoare vă uitați aici la Rădoaia? Ce programe? La Prime și la Moldova. La Prime și Moldova, da? Clar. Mulți ani. Prime, NTV. Iată așa. Cei și-au aruncat europenii, punem noi în cap. Altceva n-avem. Noroc. De ce? Noi filmăm buboșii. Și găștile. Ia că așa suntem și noi ca puii ăștia. Stăm într-un colț. Da, e când văd internet. E numai dacă îl văd Șor se bucură, dar restul... Și pe Dodon. Tăți-ți buni. Împotriva lui Șor și al Dodon. Mă duc să văd ce fac, hai duci șec. Restul mă doare cap și am văzut azi. Dragi prieteni, realitatea e așa cum vă arăt, din prima sursă, necenzurată. Mai încercăm să mai vorbim cu cineva? Bună ziua! N-aveți timp de politică, aveți de lucrat.
știți că sunt alegeri? Ar fi o rușine să nu stăm. Pentru că am vorbit cu o parte din oamenii de aici, tot să-l venerează pe Dodon, pe Șor și pe... Cine mai este așa? Stăți de stânga. No, și chiar toată Rădoaia e așa? Ori la muncă, băie. Nu prea cred. Nu credeți? Da, nu toți gândesc la fel. De ca să nu spună pe urmă oamenii că va să fie intenționat, eu găsesc numai pe cei care de stânga. Nu, fiecare are părerea lui și... Pe uns și Iulie schimbăm conducerea sau o lăsăm? Nu, clar că trebuie schimbat. Trebuie schimbat. Da. Că dacă mai rămâne așa, de grabă și nu mai e în țară aici. Nu mai e rămână, numai bandiții. Da. Bravo. Pentru luciditate. Aveți animăluți, dacă strângeți fân. Da. Fân iese, dar nu-ți dovedește să usuce, să-l strângeți. Nu, acum vine timpul. Da, acum da, dar au fost mai, ploile. Mai bun, da. Da, și asta faci. Asta e viața. Asta e viața, s-o mai negri, dar nu-i nimic. Doamne ajută, băieți. Domnul Anatol. Doamne ajută. Ca și concluzia azi la Rădoaia. Ei cam lumea se vede că nu prea, nu înțeleg. Ei știu numai că au fost bine cu comuniștii și bine cu socialiștii. Și altceva. Și șorul le-a dat. Da, și șorul le-a dat. Le deschid magazin, unii să le aducă producția. Și asta e situația. Ce se face? Asta e viața. Părere de rău. Cu părere de rău. Dragi prieteni, fără cenzură, fără intervenții. Astăzi am vorbit cu un grup de cetățeni, 10, 20, câți am reușit, că mulți stresează, mulți nu vor, dar încă o dată îmi dau seama că idioții ăștia au 10 televiziuni pe care le utilizează eficient. Oamenii sunt derutați, oamenii habar n-au de alternativă. Și Sergi, ia zi o concluzie tu, că eu le-am spus-o, le-am. Știți că nu e ușor, dar nici nu ne-am așteptat că o să fie ușor, ținând cont de faptul că grijile oamenilor au fost aruncate permanent pe planul 3, 4, 5, dacă nu pe ultimul plan, în preocupările politicienilor. Acum pe oamenii greu să-i convingi să mai acorde cuiva în credință. Dar nu există altă soluție decât să mergi scos direct cu oamenii noștri prin sate, prin comune, prin orașe. Pentru că o bună parte din trânsii nici în televiziune nu mai cred. Așa că asta e singur. Da, dar ai auzit, Dodon, Șor, ne-a dat pensii, ne-a dat salarii. Da, dar dincolo de asta și o masă critică de oameni dezamăgiți care nu știu ce se mai întâmplă în tot politicul ăsta. Și nu știu ce se fac. Eu derutat cu totul. Eu am certitudine să cred că o să ne reușească, dar trebuiește putere și avem nevoie de sprijinul oamenilor care ne privesc, care ne susțin, să discuți și ei cu apropiații dinșilor, pentru că e foarte complicat să ajungi în fiecare casă, că nu ai bani pentru propagandă, nu ai bani pentru ziare și mergi cu un singur telefon și cu picioarele tale ca să discuți cu oamenii, cu oamenii din sate, nu reușești să ajungi în fiecare casă. Dar cert e faptul că vocea noastră poate să fie transmisă prin intermediul vostru. Chestiuni pe care vă rugăm enorm de mult să o faceți, vă rugăm mult să ne susțineți, pentru că susținându-ne pe noi o să susținem o cauză comună, de schimbare și de prosperitate. Bravo. Cu Dumnezeu înainte, eu cred că ne va reuși. Ne va reuși, că altfel rămâne numai cu umanitar, ca și cu pălăriile aduse din străinătate. Dragi prieteni, cred că e momentul să repornim campania anunțată încă anterior. Cei care au plecat și care sunt stabiliți în Europa, sunați acasă, pentru că cei care am vorbit sunt bunicile cuiva, sunt mamele cuiva, rămas acasă, pe care voi îi alimentați sau pe care îi hrăniți, pe care le trimiți cu 100 de euro pentru ca să nu moară de foame sau să-și cumpere medicamente. Unica posibilitate este să sunați acasă, mai trimiți 100 de euro, dar cu o condiție. Să nu voteze cu Șor, cu Dodon, cu usatăi, pentru că ăștia îmblă cu sac, cu bani și prostesc lumea în continuare. Dacă îi scăpăm și de data asta în Parlament pe ăștia trei și fac o majoritate, aici va rămâne și mai puțină lume. De asta rugămintea mea că cei care judec, care sunt conștienți, cei care au plecat de acasă, în mare parte, și cei care mai sunt plecați din Rădoaie, la Chișinău sau în altă parte, să revină în ultimele zile acasă, la satele noastre, și să vorbească cu oamenii. Asta e unica posibilitate. Mai mult, nu am ce vă spune de aici la Rădoaie. Și am văzut astăzi, încă o dată, confirmă faptul că propaganda are efecte devastatoare. Sunt foarte mulți oameni care habar n-au de realitate. Ei cred în televizoarele lui Dodon, în TV, Prime, Moldova și le arată. Iar ei au învățat criminalii ăștia de la guvernare
și trebuie să fac pentru a spăla creierul moldovenilor. Sărășiți, chinuiți, amărâți, care sunt frații noștri, bunicile noastre, mamele noastre. Eu nu sunt supărat pe ei, eu sunt supărat pe cei care șobătucă cu neamul ăsta. Mulți ani de la Rădoaie, deci.